în campania de la București, Sorin Oprescu a mers să vadă primii căței cazați în Dogtown. Căței au fost adoptați din adăpostul primăriei de către ONG-ul care a construit adăpostul Dogtown. Eu nu cred că sunt pe stradă 100.000 de câini, 100.000 de câini este ceva enorm. Nu asta contează, contează să îi iau de pe stradă, să stea civilizat, să avem grijă de ei. Fiecare câine adus în centru este deparazitat, vaccinat și microcipat. Căței trec într-un întreg proces medical și pot pleca oricând având un pașaport care le dă dreptul să fie adoptați oriunde în Europa. Ei pot fi însă adoptați și de noi, românii. În momentul de față avem un parteneriat cu Primăria Municipiului București, parteneriat care prevede colectarea lor de pe străzi și cazarea în condițiile pe care le-ați văzut deja. Legat de cei care pot să aducă câinii aici, sunt evident autoritățile locale, Primăria Municipiului București prin ASPA, lucru care se va întâmpla în următoarele săptămâni. Pot fi aduși câinii aici de către ONG-urile specializate și de cetățeni. Captivitatea nu e însă o fericire pentru nicio ființă. Libertatea este poate bunul cel mai de preț pentru un om, dar și pentru alte specii. Câinele este un animal domestic, profund devotat omului și tot ce-și dorește mai mult e un stăpân. Sterilizarea și adopțiile sunt adevărata soluție, adăposturile sunt doar o soluție temporară.